Vedeți? Așa. Ia uitați-le, gogoșele. Gogoșele bune și gustoase. I-am să și gust. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Prăjituri cu Camelia și bucate gustoase! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi face gogoș cu această formă, floricele, cu miere de albine, cu nucă și cu făină integrală. Aici avem aluatul crescut. O să-mi pregătesc la început câteva bucățele de hârtie, așa, cam această dimensiune. Și o să punem să crească gogoșelele. Și o să tăiem așa. Deci cam așa să fie. Și cât gogoșelele noastre cresc, noi o să facem aluatul împreună. O să cântărim toate ingredientele, îl preparăm și apoi o să prăjim gogoșele. Așa, ia să vedem dacă împărțim în 4, nu este nimic, în 3. Așa. După ce vom tăia gogoșele cu această formă, sau le tăiați cu un pahar mai mare și unul mai mic, așa, le punem pe hârtie de copt să crească. Să mai tăiem. Aici avem aluatul crescut. Eu l-am făcut mai devreme. După aceea îl facem și împreună. Deci l-am lăsat să crească până își dublează volumul. Vedeți cum arată? Așa. Aluatul nostru. Și am să pun puțină făină aici pe fundul meu. Făină integrală eu fac astăzi. Și o să punem aluatul așa aici. Ia uitați acum. Vedeți? Crescut frumos. Așa. O să dau deoparte. Și vom întinde așa bine. Putem întinde și cu un sucitor. Așa. Și întindem așa bine. Și acum, vedeți, o lăsăm așa să fie, nici prea subțire, dar nici prea greu, cam de un centimetru. Și tăiem gogoșele. Cu forma noastră. Așa. Ia uitați-l. Floricele. Și le așezăm așa pe hârtie de copt. Vedeți? Oh, alunecă. Și le punem așa aici. Ia uitați, am să las aceste cerculețe micuțe pentru copilaș. Așa, și le punem așa aici. Aici avem hârtia și tăiem. Și punem pe hârtie de copt. Să-ți facem gogoșele și le lăsăm să crească și apoi le prăjim. Și între timp ce gogoșele cresc, noi o să facem aluatul, o să facem alt aluat ca să vedeți cum l-am făcut. Așa. Vedeți? Așa. Să cântărim ingredientele. Deci le lăsăm să crească. Ia uitați-le. Vedeți? Așa. Le lăsăm să crească. Acum le las aici în față. Și noi ne facem aluatul. Și avem nevoie de un bol. De un cântar. Să-mi aduc un cântar. Și o să cântărim toate ingredientele.
Vi le-am pus și în comentarii la început de video. Aveți toate ingredientele în primul comentariu. Și o să cântărim. Mai întâi 160 de lapte. Și punem 160 de lapte. Cântărim totul în grame. Laptele să fie la temperatura camerei și adăugăm 12 grame și jumătate de drojdie proaspătă. Vedeți? Un pachetel așa. Și îl punem așa aici. Amestecăm să se topească și apoi o să adăugăm 30 de grame de miere de albine. Puteți pune și zahăr dacă doriți. Așa, ia să topim așa bine drojdia. Și acum o să cântărim 30 de grame de miere de albine. Punem așa câte puțin. Atât. Că mierea este grea. Și amestecăm. Amestecăm așa bine, apoi adăugăm uleiul. Și o să punem 30 de ulei. O să avem nevoie și pentru prăjit și cam o lingură, două la sfârșit să frământăm puțin. Deci 30 de ulei. Așa. Punem și coaja de portocală. Punem și un ou. Amestecăm bine totul. Așa. Deci după ce s-a topit bine drojdia și zahărul, dacă puneți zahărul sau miere, eu ați văzut, eu am pus miere zaharisită și să fie topită bine tot, toată, așa, și vom pune circa 350 de grame de făină, dar o să punem așa treptat, o să punem mai întâi 100 și am să pun așa 100. De făină integrală, amestecăm. Am să adaug și un praf de sare. Așa. Am să adaug și un praf de sare, așa cât iau între degete, vedeți? Așa.
Și amestecăm așa bine totul. Și acum adăugăm restul de făină. Deci circa 200-250. Punem treptat. Mai întâi o să punem 200. Deci am pus 200 și cu un an dinainte 300 de făină am pus. Așa, și amestecăm așa bine totul. Deci am adăugat 300 de făină integrală. Așa, o să mai intre, cred că încă 50. Și vom pune totul pe fundul nostru. Am să pun deoparte gogoșile ca să-l frământăm pe masa noastră de lucru. Așa. Și acum am să mai pun încă 50 de făină și punem pe masa de lucru. Și frământăm. 40, cam 50 o să intre. Așa. Dăm deoparte. Voi pune gogoșile într-o parte sau le punem în față, îmi fac loc așa aici. Așa. O să le pun așa în față, pe toate. Așa, și cât timp noi frământăm, punem tigăița noastră cu ulei. Așa. I-am clătit puțin mânuțele. Și acum vom pune aluatul nostru aici, pe masa de lucru, pe tot. Și o să-l frământăm puțin, puțin. Așa, să scoatem așa pe tot de aici și îl frământăm. Și îl frământăm cu mânuțele.
aluatul. Deci 350 de grame de făină integrală a intrat la acest aluat. Am pus 160 de lapte, 30 de grame de miere de albine, dar puteți pune și zahăr dacă doriți. De o jumătate de pachetel de drojdie, deci de 25 de grame, l-am împărțit în două. 12 grame, 12 grame jumătate. Apoi am pus 30 de ulei, un ou, un praf de sare și 350 de făină plus puțină coajă de portocală. Puteți pune și coajă de lămâie și esență de rom și de vanilie. Așa, și o să avem nevoie încă de puțin ulei ca să frământăm aluatul. Și ulei pentru prăjit. Imediat o să punem tigăița cu ulei la prăjit. Să se încălzească uleiul. Și apoi o să-i dăm prin miere de albine și multă, multă nucă. Așa, să ne pregătim și tigăița. Aici am tigăița mea și am să pun în această tigăiță. Am să pun puțin ulei. Ca să, vedeți? Punem așa cât să putem prăji aceste gogoși, cam jumătate din ea. Așa. Și o punem pe foc. Așa, cum am spus, voi avea nevoie de puțin ulei și am să pun puțin ulei așa aici pe cam o lingură să frământăm cu ulei. Așa. Au crescut puțin gogoșelele și imediat o să le și prăjim. Și aluatul îl frământăm și îl lăsăm să crească până își dublează volumul și după aceea îl putem face. Așa. Puteți face și cu făină albă. Dar eu am vrut să-ți fac cu făină integrală și cu miere de albine. Așa. Și îl frământăm așa bine. Mai puteți și bate așa puțin dacă doriți. Eu ca să nu fac gălăgie. Așa. Pleacă la drum. Așa. Să luăm tot uleiul de pe mâini. Vedeți, aluatul cam așa arată. Și acum îl voi pune în vasul meu, îl voi acoperi cu foaie transparentă și îl lăsăm să crească până și a venit mai târziu, să știți că am început cu gogoșelele. Eu am făcut aluatul mult mai devreme, așa ca să nu așteptăm acum. Și am început să facem gogoșelele și el crește. Deci până își dublează volumul. Avem uleiul aici, o să punem gogoșelele, așa. Una. Două. Încă nu este așa de fierbinte, am să pun mai întâi aceste două. Și le punem pe aragaz, a început să facă beșicuțe. Așa. Și imediat o să le punem și pe celelalte. Așa. Și le întoarcem și pe o parte și pe cealaltă. Aici farfuria, unde o să le scoatem. Acestea am să le las așa și o să scot din ulei. Vedeți? Ia uitați. Și le punem aici să absoarbă și cele mici. Și o să punem din nou. Așa, și le punem pe foc. Și acum, ia uitați ce frumoase sunt. Acum noi o să le ungem cu puțină miere și o să le așezăm așa aici frumos. Și cu nucă.
sunt fierbinți. Așa. Și le dăm așa prin nucă. Ia uitați-le. Aia. Și cele mici tot la fel. Și facem gogoșele. Am să dau așa departe. Ia uitați-le, vedeți? Și acum le întoarcem pe parte și pe cealaltă. Și le facem. Ia uitați-le, gogoșelele. Și le scoatem din tingăița noastră și le punem aici să se scurgă de surplusul de ulei. Așa. Și acum punem altele. Vedeți? Uitați-le. Așa. Gogoșele. Și acum le dăm prin miere, cu puțină miere și apoi prin nucă. Aici avem nucă. Nucă măcinată. Așa. Sunt fierbinți, fierbinți. Așa. Și imediat în nucă. Ia uitați-le. Așa, și le așezăm așa aici. Le dăm așa prin nucă, ia uitați-le. Și acum și biluțele aceste mici. Dăm prin nucă și am să le așez așa deasupra. Așa, așa. Și le scoatem. Le scurgem de ulei. Așa. Și acum punem altele. Ia uitați, să punem și pe cea care am făcut-o. O lăsăm cu mijlocul în interior una. Așa. Și acum punem pe foc. Vedeți? Așa. Le dăm prin nucă. Așa, cât mai multă nucă. Ia uitați-le. Și punem așa aici. Așa, cât mai multă nucă. Ia uitați-le. Gogoșele cu miere, cu făină integrală. Și dăm și aceste biluțe. Copiii or să fie bucuroși. Vedeți? Și le punem așa peste. Cu miere, cu făină integrală. Ia uitați ce frumusețe. Ia uitați-le. Cum arată. Așa. Sunt bune, bune și gustoase. Vedeți? Ia uitați. Sunt delicioase. Să le încercați.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă pup dulce și ne vedem și mâine dimineață. Din restul de aluat care mi-a rămas, deci astăzi am făcut gogoși, o să facem cornuri. Deci din același aluat o să punem ori unt, ori untură și o să facem cornuri pufoase și o să le facem mâine dimineață împreună cu acest aluat. Eu am să-l dau la frigider până mâine. Mâine dimineață îl scot și ne vedem să-l preparăm împreună. Și o să le facem la cuptor. Vă pup, o zi frumoasă în continuare și multă, multă, multă sănătate. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și că sunteți alături și că mă urmăriți. Pupici, o zi frumoasă! Și vă las cu aceste rețete. Aveți rețeta în primul sau al doilea comentariu scrisă. Vă pup, o zi frumoasă! Gogoși!